Pensiile mici împing pe tot mai mulți pensionari giurgiuveni să apeleze la casele de ajutor reciproc. Vara, potrivit reprezentanților acestei instituții, crește simțitor numărul celor care apelează la împrumuturile CR. În această perioadă avem cele mai multe solicitări de împrumuturi. Aș putea să vă dau o cifră relativă. Depășim zilnic 2 miliarde. Aceste împrumuturi care noi le acordăm membrilor noștri sunt purtătoare de dobânzi mult mai mici decât la bănci. Și am stabilit o grilă tot de când suntem noi aici. Am extins până la 3.000 de lei împrumutul, suma pentru care dobânda este de 7%, până la 5.000 de lei pentru care dobânda este de 8% și peste 5.000 de lei dobânda este de 9%. Pot achita în 24 de rate lunare. Împrumuturilor acordate de noi este acela că noi reținem dobânda totală din împrumutul acordat, o singură dată, la început. Pensiile mici și criza financiară prin care trecem face ca tot mai multe persoane în vârstă din Giurgiu să apeleze la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor pentru a împrumuta bani. Sute de vârstnici din Giurgiu trec zilnic pragul Casei de Ajutor Reciproc din oraș. Nevoile zilnice, medicamentele și alimentația mult prea scumpă îi determină pe bătrâni să se împrumute de bani. Așadar, împrumuturile de la CR sunt soluțiile salvatoare pentru cei mai mulți dintre pensionari care nu se descurcă doar cu pensiile mici pe care le primesc de la stat. Pentru ce luați împrumut? Pentru că îmi trebuie bani că sunt bătrân. Și nu mai am de una. Aici am pus radicea ca să eu să bani. Aveți probleme de sănătate? Da, da. Vedeți că sunt nu pot, am fost la spital și nu n-am cum așa iau de la ei și dau pe parcurs bani. Sănătate nu mai. Pentru ce luați împrumutul? Doamnă, pentru lemne, în primul rând, și pentru boală, că suntem bolnavi. Eu sunt cu diabetul, soțul e bolnav cu capul și el și nu ne ajunge de medicamente pentru asta. Cum se pare dobânda sau rata? E acceptabil. E acceptabil. Ce să faci decât la bancă, mai bine. Aveți pensia mică? 7.800.000. Normal că e. Da, asta. Și probleme de sănătate? Da, da, foarte mare. De 11 ani am diabet, acum și cu ficatul și cu tensiunea mare, glicemia 300 am avut și trebuie bani. Alte persoane, în schimb, împrumută pentru a da bani mai departe rudelor dragi care au nevoie de ajutor. Pentru ce luați împrumutul? Păi, să-mi iau un cal. Adică vreți să aveți în gospodărie, să puteți să întregiți veniturile? Da, mă mică, da, da. Că am copii mulți, am nepoți mulți și trebuie să face, să-i ajută și păi, într-un fel sau altul, cât uși de puțin, e de-am eu cuvinte. Acum ați dat, pentru cal luați împrumutul, dar în dățile trecute ați folosit și pentru sănătate, pentru alte? Sănătate, mamă, da. Am avut soțul operat, ne-am ajutat și nepoței, ba, la, cu școli, cu așa, că nu, la noi acolo nu mai e, azi că m-am zăpăcit. Unde sunteți? Din la Țepeș. A căzut podul și nu poate să mai facă naveta cu așa și știți cum trebuie, să plătească copiii transportul și greu, da. Au fost omajul, n-a avut serviciu și trebuie să dea bunici, că asta e, cât uși de puțin. Pentru ce luați împrumutul? Pentru nevoi personale. Ne trebuie, soțul e. Probleme de sănătate? Da, da. N-avem card și fără card nu ne primește nicăieri. Ce să facem? Nu ne-a venit cardul până acum, nu ne primește niciun doctor, medic de familie. Ați fost la Casa de Asigurări de Sănătate? Peste tot, peste tot am fost și nu ne dă nimic. Sunteți pensionari? Da, da, și nu ne dă. Și ce să facem? Așteptăm și noi, uite, cu copilașii, cu nepoții, cu tot. Da, asta este. Foarte multe persoane apelează la CR pensionari, fiindcă dobânzile sunt mici, iar ratele sunt pe termen lung. Se ajunge chiar până la 24 de luni.